Relația României cu Germania este una privilegiată, spune șeful statului Klaus Iohannis. Parteneriatul cu statul german se arată din ce în ce mai strâns, iar mediul politic și cel economic devine cu atât mai avantajat. În cadrul întâlnirii cu președintele german Gauck, aflat în vizită oficială în capitală, Iohannis a ținut să sublinieze importanța colaborării dintre cele două state. Pentru România, relația cu Germania este una privilegiată și de importanță strategică. Ea se bazează pe o istorie îndelungată, ambele state fiind partenere și aliate în cadrul Uniunii Europene și în cadrul NATO. România și-a arătat interesul de a rămâne dedicată proiectului european. Astfel, o importanță majoră este acordată cooperării bilaterale dintre cele două state în ideea promovării economiei și a relațiilor interumane, totodată ținând cont de faptul că Germania este al treilea investitor important în țara noastră, precum și întâiul partener comercial. Șeful statului a întemeiat strânse colaborări româno-germane într-o dezvoltare a mediului investițional. Pentru stimularea investițiilor în România, voi participa împreună cu domnul președinte, miercuri, la un eveniment economic cu reprezentanții unor companii germane relevante. Președintele Germaniei și-a arătat încântarea pentru aprecierea de care a dat dovadă Klaus Iohannis. Mai mult, cooperarea româno-germană va fi consolidată în cadrul unor proiecte concrete desfășurate în viitorul apropiat.